Dar care este scopul tău pe termen lung? Să motivez mamele să se îngrijească. Cum a fost cererea mea în căsătorie? Cum așa, fără flori, între copaci. Ce înseamnă o relație la distanță? Erau momente când plângeam în baie, ori în șir. Ce ai face? Cum ai reacționat tu dacă ai aflat că soțul te înșală? Asta e dureros. Tu ești geloasă? Nu e neapărat să fie 2000 de kilometri ca să te înșele. Poate să fii și alături. Soțul tău a asistat la ambele nașteri. Dacă facem copilul în doi, deja și să-l naștem trebuie în doi. Care sunt principiile după care încerci să le educi? Fără strigăte, fără palme. Practic, nu-ți tratezi fetițele cu medicamente. Și eu evit spitalele. Dar ai avut critici. O persoană cunoscută poate să te invideze mai mult decât 90.000 de urmăritori. Cum ai reușit să ajungi într-un timp atât de scurt la un număr atât de mare de urmăritori? Eram sponsor la concursuri. Care sunt prețurile? Atâtea emoții am avut săptămâna asta din cauza ta. Prieteni, astăzi invitata interviului fără protocol este Mihaela Chistol, cunoscută de mulți dintre voi pe Instagram drept Ela Mam sau Ela Chistol. Ela, salutare! Salutare, Dorin! Bine te-am găsit! Eu tare mult mă bucur că tu ești aici și nu pot să nu te întreb din start. Presupun că mulți pe Instagram te întreabă, dar mai puțini au făcut un interviu pentru că practic nu ai fost la asemenea interviuri. De ce Ela și nu Mihaela? Pentru că, cum știam, și blog în limba rusă și rușii cumva nu înțelegeau ce fel de Mihaela. Îmi spuneau Mihaela, Mihaela și zic, nu, stop, nu-mi place să fie Ela. Deci de la Mihaela, Ela. Tu mai ai un lucru foarte curios pe lângă faptul că în loc de Mihaela îți spui Ela, cel mai calm vlogger din Republica Moldova. Și vreau să înțeleg de unde vine această autodescriere. Deci urmăritorii așa au spus, mulți intră la mine pe profil și spun, uite, tu îmi redai calmul tău, ești foarte calmă. Zic, de unde voi asta vedeți? Pentru că efectiv eu nu ies pe story să strig. Și îmi spune, nu, oricum se vede că ești o persoană foarte, foarte calculată. Plus la toate, eu nu mă implic în toate intrigile de pe Instagram și posibil și asta i-a adus la acest gând. Și eu am preluat deja ca descriere. Mai răruț când oameni care au 100 sau în jurul la 100.000 de urmăritori nu se implică în tot felul de discuții da. Pe Instagram. Eu mă uit că tu destul de mult postezi pe Instagram despre educația fetelor tale, despre parenting, mai mult în direcția asta și este explicabil pentru că ești în concediu de maternitate deja de cât? De 5 ani? 5 ani, da. Una după alta, da? Despre copilăria fetelor tale se știe mult. Dar despre tine mai puțin. Eu chiar am căutat informație și este foarte puțin despre unde ai copilărit, cum a fost. Și vreau să te întreb în ce măsură este diferită copilăria fetelor tale de copilăria ta? Deci eu am copilărit la țară și copilăria la țară este una veselă, frumoasă, altfel nu poate fi, pentru că comparând cu copilăria fetelor, ele ies afară pe ore, sub supraveghere, eu respectiv am avut libertate maximă, plus locuiam împreună cu buniei, părinții mamei și când se plictisea cineva de mine, se ocupa altcineva și a fost vesel, pot să spun așa. De multe ori se spune în felul următor, părinții atunci când au deja efectiv copiii lor, vor să le ofere ceea ce nu au avut ei în copilărie. Ce lipsuri sau avantaje ai avut tu în copilăria ta și unde de fapt ai copilărit? Eu am copilărit la nordul țării, satul Climăuți, și am avut o copilărie așa frumoasă, fără, nu țin minte, s-a avut careva neajunsuri, deci tăticul meu e din raionul Briceni, satul Cărăcușeni Vechi. Acolo fiecare a doua familie se ocupă cu agricultura, pomi fructiferi. Și eu de mică mă țin minte că mergeam la culesul castraveților, altăitul căpăceilor și cam asta e cea mai importantă amintire despre copilăria mea. Am crescut într-o familie de oameni muncitori, respectiv eram implicată la toate treburile casei. Poți nu eram impusă. Ați avut o familie bogată? Nu pot să spun că bogată, deci eu țin minte cum părinții mei treptat au crescut. Noi locuiam împreună cu părinții mamei, apoi ei și-au procurat apartament într-un orășel din apropiere și treptat au crescut să ajungem în Chișinău. Deci eu știu că eu am muncit foarte mult.
Eu îmi amintesc în copilăria mea, eram foarte iritat și de fiecare dată voiam să fug de acasă atunci când era vorba de lucrări din astea la cot, nu știu, în jurul casei, strânsul porumbului, culesul tutunului și tot așa mai departe. Tu cu entuziasm te implicai în aceste munci? Când eram mică, deci nu mă indigna acest fapt, îmi plăcea. Și fetița mea acum când merge la țară, bunielu, vreau cu tine să văd, acum chiar am fost la altoitul copăceilor și Andrei a fost, a implicat, era interesant. Eu de mică îmi plăcea și mie mult, știi? Dar pe urmă când am crescut mare, tăticul meu era de genul că, uite, dacă nu ștergi 10 rânduri de copăcei, nu te duci vineri în sat. Și când am ajuns la universitate, zic, tata, eu o să învăț numai să nu mă întorc la copăcei voștri. Deci asta a fost una dintre idei, da? Să mergi să înveți, să ajungi, nu știu, să obții o profesie ca să nu fii nevoită să treci în sat. Eu nu zic că eu m-am impus, dar ei doar cu asta se ocupau. Eu îi țin minte muncind, într-una muncind. Eu când rămâneam, rămâneam cu bunielul, pentru că el era bolnav și stătea acasă. Mămica, tăticu, bunica, ei munceau într-una. Vorbim despre studii. Tu ai zis că ai venit la Chișinău și vreau să înțeleg după ce criteriu ai ales să faci farmacie la Universitatea de Medicină Nicolae Tăstemețanu. Asta a fost visul părinților. Eu vroiam la marketing și logistică. Ceea ce fac acum. Părinții au spus, nu, noi așa de tare vrem să te vedem în halat alb. Și zic, ok, spun eu, profesie nobilă, permanent o să găsești de lucru, hai să încercăm. Și știau că am abilități de a învăța, cu toate că profesoara de chimie, când a auzit că mă duc la Universitatea de Medicină, zice, nu, chimie era zero, știi? Dar părinții au spus că ok, tu acolo îi sunt vieți. Și așa și a fost. Primul an la universitate eram locul 4. Așa de bine învăța chimia, când s-au făcut medile, zice, uite, locul 4 din tot Torentul. Dar spune, cum e să înveți la Universitatea de Medicină? Din câte știu, e super solicitant, e greu. E foarte stresant. E greu. Deci eu locuiam la gazdă cu fete care învățau la alte universități și le spuneam, de unde voi aveți atâta timp liber, Doamne? La noi fiecare zi era stresantă. Examene, colocvii, permanent, avem ceva de făcut. Deci e greu. Universitatea de medicină e universitate grea. De ce farmacie? Și nu, nu știu, medicină generală, chirurgie sau nu mai știu cum acolo sunt divizate. Am ales ceva mai simplu, deci ei vroiau la medicină, zic, hai să fie farmacie. Că părinții se gândeau, poate la stomatologie, poate medicină generală, zic, nu. Hai farmacie, că tot e halat alb, hai să încercăm. Iată, când părinții insistă ca cineva dintre copii să meargă la o anumită facultate, pentru că ei asta își doresc, tu acum, având deja copiii tăi, crezi că este bine? Pentru că, să zicem, părinții au o anumită experiență de viață, ei înțeleg anumite lucruri altfel decât copiii. Iată, în cazul tău, ținând cont că tu acum nu faci medicină, e bine, nu știu, din diferite considerente, dar te regăsești mai mult în domeniul în care inițial ai fi vrut să-l faci. Da. Aceste, nu știu, acțiuni din partea părinților, cum tu le apreciezi? Foarte ok, eu cred că părinții mai bine știu de ce au nevoie copii, pentru că eu nu eram cumva determinat că, uite, eu am zis marketing și logistică, pentru că atunci auzisem și eu că, uite, e ceva nou, e ceva mai interesant și mama spune nu. Hai noi să te ajutăm, să te decizi un pic, adică eu nu eram așa axată că, uite, anume vreau. Eu acceptam asta că ei se implice și deja odată ce au spus că, uite, noi vrem halat alb, zic, ok, hai să încercăm. Eu eram un copil așa foarte loial. Dinții noștri sunt acoperiți la exterior de smalț, care are foarte mulți pori. Acesta este ca un burete în care pătrund particule din ceea ce mâncăm, de cafea sau de la fumul de țigară. Din această cauză, în timp, culoarea dinților noștri este din ce în ce mai întunecată, iar cel mai solicitat serviciu la centrele stomatologice este albirea dinților. Dar nu e neapărat să mergem la stomatolog cu un sac de bani ca să ai un zâmbet hollywoodian. Există o soluție perfectă pe care o poți folosi acasă și îți ia doar 10 minute pe zi timp de o săptămână. Este vorba despre setul iSmile, pe care vreau să vi-l prezint astăzi. Scoatem bateria, înlăturăm ambalajul din plastic și introducem bateria din nou. După care conectăm gutiera din silicon la lumina LED. Punem o cantitate mică de gel în amprenta dentară, atât în partea de sus, cât și în cea de jos. Apăsăm butonul de pornire a luminii și ținem timp de 10 minute pentru cele mai bune rezultate.
Lumina se stinge automat după expirarea celor 10 minute. Deci nu trebuie să stăm cu ochii pe ceas, ci putem să ne uităm, spre exemplu, la un interviu interesant. Seara ne spălăm pe dinți, iar peste 45 de minute facem procedura. Timp de 3 ore nu trebuie să mâncăm nimic. De aia este indicat să o facem înainte de culcare. Tratamentul durează 7 zile. Pe durata acestei săptămâni trebuie să evităm excesul de cafea, ceai, fructe de pădure sau băuturi cu coloranți. Ulterior, procedura se face de 2 ori pe lună pentru a menține rezultatul. Desigur, acesta depinde de individualitatea smalțului fiecăruia. Dar toți care respectă cu strictețe procedura și recomandările vor fi foarte mulțumiți. iSmile este absolut inofensiv. Gelul nu conține peroxid, doar ingrediente naturale. Producătorii au și garanția Ministerului Sănătății care confirmă că setul nu are efecte nocive. De asemenea, el vine la pachet cu instrucțiuni de utilizare, deci nu va fi nimic complicat. În descrierea acestui video găsiți mai multe detalii despre setul iSmile, care poate fi livrat oriunde, inclusiv peste hotare. Și chiar puteți să-l faceți cadou unei persoane dragi, care știți că își dorește o dantură impecabilă. Viața este mult prea frumoasă ca să ne fie rușine să râdem cu gura până la urechi. Există corupție la Universitatea de Medicină? Iată tu în toți anii de când ai învățat acolo. Deci nu te impune nimeni. Dacă înveți, treci foarte ușor peste orice examen. Deci eu chiar țin minte, primii 2 ani erau așa obiecte mai generale, încă ceva mai exista. Iar apoi deja când s-a început obiectele noastre de bază, deci profesorii foarte loiali, foarte bravo, chiar ne ajutau și nu aș spune că chiar te impun sau uite, acolo înveți. Chiar dacă și este corupție, este corupție și înveți pe lângă asta, știi? Nici nu știi ce e mai bine, da? Adică e mai bine decât doar corupție și fără să obții ceva cunoștință. Deci au fost profesori severi, care eu le mulțumesc foarte mult, știi? Adică deja când am înțeles că aici trebuie să învăț. Iată, acele cunoștințe m-au ajutat foarte mult în viață. Eu am auzit undeva că cei care învață la medicină nu au timp pentru relații. La tine cum a fost? În ce măsură, pe lângă amalgamul ăsta de studii și informații și examene, ai reușit să păstrezi legătura cu viitorul tău soț pe atunci? E corect asta, da, deci ai foarte puțin timp și mămica când îmi spunea că, uite, prima dragoste o să te duci la Chișinău, poate mai vezi alți băieți, deci eu nu am avut timp. Noi în grupă eram 14 persoane, dintre care 2 băieți și 12 fete, îți dai seama? Nici la universitate nu avea acolo unde să începe o relație, nici timp nu aveam pentru a ieși seara undeva. Deci eu nu țin minte în studenție să mă distrat tare mult. Chiar într-adevăr era foarte, foarte mult de învățat și soțul meu, el deja se enerva uneori. Zice, cât înveți, cât mai ai de învățat. Dar tu cu viitorul tău soț ai făcut cunoștință în sat, el este la tine sat, de sat. Da. Spune cum a fost, ați învățat în aceeași clasă, în aceeași școală, care a fost procedura? Nu, deci noi locuiam în sat, eu locuiam în sat pentru că părinții erau peste hotare, dar învățam în Donușeni, în liceu, în oraș. Și vara veneam la bunica și respectiv acolo am făcut cunoștință și s-a legat deci o relație. Ambii copii, cum? Ambii copii, clasa 9, a 10. Deci nu pot spune că 7 ani ne-am întâlnit așa neîntrerupt. Dar da, relația noastră a durat 7 ani, așa, cu pauze mici, ne mai gândeam noi. Și ați avut așa, din astea copilărești de genul, gata, ne despărțim? Sigur! Nu mai vreau să te văd? Nu mai... Care, cine dintre voi este mai aprins? Cine dintre voi era așa mai direct? Eu mai impulsiv, așa pot spune, adică în relații, când vedeam că nu mă susține, da, el vara îmi spunea că, uite, eu merg la țară și stau acolo. Zic, ok, dar eu am practică, am de învățat, stai aici, știi? Atât de la asta apărea mai multe chestii, că el, gata, eu mă duc în sat, stau vara acolo. Și depărtarea asta un pic ne făcea să ne mai certăm periodic pe vară. Zici că îți spunea mămica că odată venind la Chișinău vei uita de prima dragoste și tot da. Așa. Iată, spune, cum ai descrie? Tu vorbeam și cu Cleopatra Stratan, ea spunea că și este acum foarte îndrăgostită și își vede viitorul alături de actualul iubit. Tu din start ai știut că ăsta va fi viitorul tău soț sau deja așa din deprindere, din neavând alte opțiuni, să zicem? Știi, uneori îmi părea că e deprindere, dar totuși s-a dovedit că nu.
Totuși eu am fost îndrăgostită, așa, în tot sensul cuvântului și uneori, da, îmi părea că poate, 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 dar nu. E persoana potrivită pentru mine, deci mamica nu prea înțelegea. Cum așa? Te-ai legat de el și te ții? Deci el pentru mine a fost persoana ideală în toate aspectele. El te-a cerut în căsătorie în anul 2012. Da. Cum a fost cererea mea? În căsătorie romantică sau din asta mama plictiselii? N-a fost în genere. Eu spuneam că ștergeam copăcei, da? Și respectiv l-am invitat și pe el. Zic, vrei să ies vineri în sat? Vii și mă ajuți. Pentru că la noi augustul era perioada când veneau femeile la altoit și zic, hai să mă ajuți, că eu respectiv nu reușesc. Părinții îl știau așa la general. Și a venit el să ne ajute și deja am finisat lucrul seara și el așa... Nene Liviu, vreau să vorbesc cu dumneavoastră ceva important și eu mă uit și vreau să-i spun. Vreau să o cer pe Mihaela de soție. Și tu erai și, acolo? Da, și eu zic, cum așa, fără flori, între copaci. Și tăticu zice, și mai băieți, vedeți și voi, dacă v-ați decis, eu zic, cum ne-am decis? Unde-s florile? Și deja el a două zi s-a dus și a cumpărat tot. Zice, eu nu puteam așa să risc. Eu știu că tata tău e sever. Dacă avea să spună nu, pentru ce să mai cumpăr flori? Pe bune? Asta a fost, da, și eram supărată. Zic, clar. Iată, ce v-a făcut pe voi atât de mult timp să fiți împreună, iată, până la căsătorie? Ce vă ține împreună atât de mult timp după căsătorie, ținând cont că v-ați căsătorit tineri? Dragostea. Nu există doar 3 ani, da? Poftim? Nu, nu există doar 3 ani. Știi, chiar despărțirea asta care a fost acum, încă mai tare a intensificat toată dragostea și relațiile noastre, așa mi îmi pare. Voi după căsătorie, la un moment dat, ați mers în Federația Rusă. Eu nu am fost acolo niciodată. Adică cum am fost? Părinții locuiau acolo și am fost odată la ei, așa, în ospiție. Dar nu cu soțul. Soțul a plecat, așa, cu tăticul meu. Deci tăticul ne-a spus că, uite... Eu mă ocup cu asta, cu asta, vrei să încerci tu? Pentru că el aici nu se putea afirma. Și deja am vorbit noi, zic, hai, încearcă, știi? Dacă îți place, eu sunt gata să mergem încolo. Și s-a întins un pic. 4 ani. 4 ani? 4 ani, da. Asta durează și acum, practic. Anul acesta deja am zis că gata, ajunge, pentru că e foarte dificil. Știi, eu, a fost perioada, eram însărcinată, iar însărcinată și zic, unde să mă duc, copil mic, zic, hai, eu stau la Moldova, tu vii mai des, mai ales că era cu tăticul meu acolo, era în siguranță, pot spun, dar carantina asta a pus punctul, nu ne-am văzut 6 luni, așa venea odată la 2-3 luni, poate și... Dar spune, ce înseamnă o relație la distanță? Pentru că din 8 ani de căsnicie, 4 dintre ei, câte jumătate de an, soțul tău era foarte departe. Cum e să menții o asemenea relație? Cam greu. Pentru mine a fost greu, știi, inițial, adică îmi părea că hai, acolo 2-3 luni și acum am ajuns la o stare că eram cu moralul la pământ, deci vedeam perechi pe stradă de mână și eu eram cu ochii în lacrimi. Îmi părea atât de greu, deja insuportabil, știi? Evitam petreceri unde erau perechi, deja simțeam că atât de mult vreau să vin acasă și cu fetele foarte, foarte greu mi-a fost. Nu vreau cineva să mă compătimească sau știi, dar chestia asta că mă băiesc azi o mână, mâine în picior pentru că cineva plânge acolo, nu reușesc. Eu acum am luat un copil mic în brațe și mi s-a făcut pielea găină, știi? Că eu aveam perioade când nu avea cine să mă ajute, practic. Și a fost greu, iată, fără susținere, anume, fără susținerea lui și morală, a fost destul de greu pentru mine. Erau momente când plângeam în baie, ori în șir. Dar el ce spunea acolo? Iată, cum vede un bărbat această situație? El tot foarte greu. Adică noi cu cât mai mult comunicam, cu cât ne era mai greu. Și zic, hai, că practic carantina asta a făcut așa ravagii. Nu știu, până la asta era așa, știi cum? Venea odată la 2-3 luni, zic, hai, anul ăsta plecăm, precis plecăm, hai, mai așteptăm un an, că uite, e mai mică, Andrei e mică. Dar jumătatea asta de an, practic, iată, de când a apărut Emi, cu 2 copii foarte greu. Deci eu mi-aduc aminte perioade când eu mă sculam seara la 2 de noapte, cu mastită, febră 40, copii mici, zic, la cine să mă duc să mă ajut? Și, da, mă duceam la verișor, zic, ține-o pe Ema, respectiv, fac ceva, nu avea cine, știi?
mămica la nord. Acum chiar cu Andrei am avut un incident, s-a lovit foarte tare la cap. Am fost la spital și acolo ne spune, trebuie să vă internăm. Zic, stați un pic, mai am un copil, trebuie să fac ceva. O să umpe mămica, zic, vină, 220 de kilometri, a venit și a luat-o pe Iemi, pentru că nu poți apela în perioada chiar de pandemie, știi, amnă, naș, dar nu poți să zic, hai, luați-o pe Iemi pe 5 zile că eu mă duc în spital. Și iată greu. Dar iată această distanță destul de mare. Care e problema? De ce el a plecat și ce făcea acolo? Deci am zis, tăticu meu are o afacere, se ocupă cu pomi fructiferi. Și respectiv și soțul s-a implicat în asta. Acum deja în pandemie nu putea veni acasă pentru că avea foarte mulți copaci care dacă îi lăsa se uscau. Și îmi dădea seama că el nu poate lăsa. Tăticu nu se putea duce să-l înlocuiască pentru că așa ei se mai înlocuiau. Soțul a rămas blocat acolo cu toți copacii și eu înțelegeam că e vorba de afaceri, de familie, de investiții și eu aici stau și plâng că mi-e greu. Dar el a plecat de ce? Pentru că aici în Republica Moldova nu erau opțiuni și nu sunt opțiuni să câștige mai mulți bani? Da, nu se putea aici afirma. Adică noi am decis că acolo e ceva mai ok pentru el, pentru noi și am zis să încercăm. Dar iată să păstrezi o relație de cuplu vie, cum poți la distanță? Pentru că totuși 4 ani, atât de rară comunicare, chiar și la, să zicem, 3-4 da. Luni. Erau o zile că nu comunicam practic deloc, pentru că el ocupat, el se trezea la două, se ducea la lucru, venea obosit, eu aici tot cu fetele. Uneori îl sunam și îl întrebam pentru ce m-am iertat cu tine dacă nu are cine îmi cumpăra o pâine, știi, eram și eu enervată pe alocuri. Dar au fost multe discuții, el permanent îmi scria, ești frumoasă, mi-i dor, mă uit la tine și mă mândriez, zice, așa erai moale, nu știu cum, și acum văd în tine o femeie puternică și bravo. Și ne susțineam unul pe celălalt, știi, adică el nu știa momentele când eu, iată, seara plângeam acolo cu mastită, nu știu unde, a două zile sunam și spun, oia seara am avut mastită, febră 40, spune, tu ce faci, știi? Adică rar a fost când îl sunam așa înervată și vin acasă. Încercam, îmi dădeam seama că și la el, adică e nevoit acum să... Poți să păstrezi flacăra asta, nu știu, a dragostei, mult timp? Da, eu mă gândeam, adică chiar anul ăsta când a venit acasă, mă gândeam să chiar o să fie greu, pentru că știi, erau diferite perioade în viață, venea și mă uitam la el și mă gândeam să, Doamne, eu am soț. Știi, mi-era greu să mă acomodez cu asta, eu devenisem deja mai puternic, știam că eu pot tot singur să mă întrețin și tot, știi, și uneori mă gândeam, zic, uite, nu mă susține, nu mă ajută pentru ce îmi trebuie, știi, erau gânduri din astea agresive, și, dar nu, venea acasă și tot ok, adică el e așa, el poate vorbi, mă poate susține. Nu pot să spun că distanța asta cumva ne-a depărtat. Chiar acum mă gândeam, zic, vine acasă, cine știe ce emoție să am eu, ce o să simt, cum iarăși o să ne acomodăm, doi oameni atât de puternici, știi, când trăiești separat, deja devii așa. Dar pentru fiicele voastre, cum a fost, Andreea și Emma? Greu. Emma e destul de mică, probabil da. Nici nu prea conștientizează anumite chestii. Andreea deja înțelege, am văzut că ea vorbește, că ea se implică și ea o învață ceva pe Emma. Ea este conștientă că tatăl e undeva departe. Cum ele au trecut peste această perioadă? Pentru Andreea a fost destul de greu, deci Emma, da, cum ai spus, nu prea a simțit. Odată făceam un live pe Instagram și o doamnă îmi scrie, zice, uite, a fost soțul meu să vă instaleze bucătărie și Emma îi spunea tata. Zic, posibil. Deci ea nu prea îl cunoștea, dar Andreea greu, știi, anume când ne duceam la teren de joacă și vedeam, iată, cum se joacă tata cu copil și Andreea spunea așa și se uita, știi. Și, nu știu, mie mi era cumva greu pe suflet și nici lui nu-i spuneam, eu simțeam că ea. Și așa, acum mai spun, zic, vine tata. Andreea, serios? Nu glumește? E mi-așa, tata, nu înțeles, dar Andreea nu credea. Zice, Doamne, vine! Dar cum crezi, în ce măsură este influențat la nivel, nu știu, psihologic, copilul? Și cât de mult contează tatăl să fie alături? Foarte mult contează, eu observam, dacă, iată, chiar la teren de joacă mai mult, când erau, ea se uita și eu tot vreau așa cu tata, știi? Când, iată, cu bunielul, ei erau foarte, dar ambele erau foarte atașate de tăticul meu, de bunielul, de nânaș, de fin. Adică ele simțeau lipsa asta foarte mult și eu îi spuneam des, zic, gata, trebuie să încetăm cu distanța asta pentru că noi nu ne-am schimbat timp de acest timp, dar copiii suferă. Și cresc?
Da, și cresc. Și, cresc cu gândul și el îmi trimitea video din maternitate și spun că eu pe Yemi nu o cunosc deloc. Și da, asta e dureros. Dar spune un pic despre perioada de graviditate. Și cum a fost? Cât de, a fost alături de tine soțul în ambele cazuri? Da, prima sarcină a fost alături de mine. A doua deja mămica a fost, că eu m-am dus la nordul țării să trăiesc, zic singură nu o să mă descurc, el era plecat în perioada asta, dar prima sarcină, da, a fost alături de mine și a fost totul frumos și vesel. Eu și învățam și lucram și el acasă, adică a doua a fost așa un pic mai, și mai greu am dus sarcină, mai mult la pat, dar prima... Soțul tău a stat la ambele nașteri. Da. Tu ai vrut acest lucru? Eu? Sau el? Eu. Tu, de ce da. Crezi că este important ca soțul să asiste? Dacă facem copilul în doi deja și să-l naștem trebuie în doi. Deci eu mă temeam să nasc singur. Zic, dacă mi-e atunci ceva, îmi trebuie și tu nu ești alături. Și așa și a fost. Eu m-am dus la prima naștere, fără apă, fără nimic. Știi, nu eram tare pregătită și spun, nu vreau apă. S-a dus după apă. Sau a venit doamna și spune, anestezie facem? Zic, nu. Dar eu, wow, bravo, știi? Și deja când s-au început durerile, eu zic, caută pe cineva să-mi facă anestezie. Hai, hai, merge. Și el s-a dus și a venit o doamnă și m-a ajutat acolo un pic. Hai, că era târziu deja pentru epidurală, dar... Dar pentru dânsul, cum a fost experiența asta? El îi spune că... A fost o experiență frumoasă. Deci el a stat în spatele meu și zice, eu nu prea mă uitam, eu vedeam că tu te chinui și ți este greu și zice, nu prea țin minte. Anume, ambii aduceam aminte momentul, zice, eu țin minte cum a scos-o așa într-o mână. Zice, asta sunt momente unice, să vezi așa ceva. În rest, nu prea am discutat pe tema. Asta el a spus că a fost ok. Deci soțul mi-a spus că nu a fost acolo, Doamne ferește. El a stat la capul meu, practic, nu a înțeles nimic. A văzut copilul și atât, tot era pe emoții. Pe... Și a doua oară tot a acceptat. Zic, mergi? Da, merg. De multe ori, perioada mai dificilă e anume după naștere. Cu această depresie postnatală pe care multe femei o au, la tine cum a fost în acest punct de vedere? Deci așa, depresie postnatală eu nu prea țin minte s-a avut, pentru că, da, după prima naștere soțul m-a ajutat foarte mult, poate deja a doua, pentru că nu era alături și am avut diferite, noi făceam atunci și reparații respectiv și fetița mare și așa un pic mă gândeam eu, nimeni nu mă ajută, iată singură, dar nu pot spun că a fost așa o depresie. Deci mult mai greu mi-a fost jumătate de an acum fără el, decât nu am avut depresie postnatală. Poate așa un pic careva. Dar iată, în acești 4 ani, cât voi ați fost departe unul de altul, cu mici, evident, pauze, tu ești geloasă? Nu sunt geloasă. Spuneam că tăticul meu e acolo cu el. Și nu am avut motive, deci acum jumătate de an nu a fost cu tăticul și oricum nu m-am gândit la asta, știi? Nu e neapărat să fie 2000 de kilometri ca să te înșele. Poate să fii și alături. Dar el este gelos? Nu aș spune că e gelos. Noi am avut mai multe incidente, noi chiar glumeam cu el înainte de nunta noastră, eu îi pregăteam o surpriză și foarte des cu prietenul lui cel mai bun circulam cu mașina pentru că făceam ceva comun. Și am mers odată pe lângă numărul 1 și eu îi spun, zic, uite, persoana X permanent merge pe aici. Și el, da când ai mers tu cu... Și la asta și s-a finisat, eu m-am făcut albastră pe față. Zic, gata, o să am întrebări. Și apoi a mai fost chestii că tot el m-a sunat dimineața, hai, vii să filmăm, că noi am pregătit atunci un reportaj, genul fericită de la televiziune, îmi plam cu filmările, cu prietenii vorbeau, știi, la nuntă am vrut să-i facem o surpriză pentru că era și ziua lui. Și uite că mari întrebări nu, adică atunci mi-a rupt telefonul, zice, cine ți sună la 7 dimineața, știi, dar așa n-am observat și eu pe urmă supăram, zic. Cum așa? Mă sună la 7 dimineață, îi spun că merg des cu mașina și el nimic. El spune că are mare încredere în mine. Ce ai face? Cum ai reacționat tu dacă ai aflat că soțul te înșală? Divorțez din prima. De ce? Așa? Aveți doi copii împreună. De multe ori, iată, spre exemplu, Victoria Lungu spunea tot aici în studio că dacă este un bărbat bun, de ce să-l dau alte femei? Trecem peste asta și... Eu nu sunt de părerea asta, serios. Eu nu aș putea trece peste așa ceva. Și eu nu aș vrea că dacă eu, spre exemplu, îl înșel, el să mă ierte după asta. Pentru că eu mi-am făcut altă alegere respectiv.
Nu, pentru mine asta e temă închisă. Eu deja am văzut că eu totul pot singură, știi? Tu zici că acum îți dorești ca să mergeți împreună în Federația Rusă. Este un eveniment decis deja? Sau încă analizați, discutați? Da, noi am făcut acum o achiziție comună, mașină cu numere rusești. Deci atunci când deja am cumpărat-o, am zis că da, uite, noi mergem să locuim acolo. Doar pandemia un pic ne oprește. Dar cine mai mult insistă? Dar sincer, tu să mergi și că așa nu mai este posibil sau el zice că nu mai pot, fără voi, trei fete aici, eu singur acolo și tot așa mai departe. Nu, el a spus sau mergi tu sau eu las tot și vin acasă. Deci pentru mine e foarte dificil să las tot, casa și să mă duc acolo la gazdă. Pentru că noi acolo să stăm în chirie. Dar oricum, deja e insuportabil să trăim unul aici și celălalt acolo. Ce s-a schimbat în relația voastră odată cu apariția fetelor? Aș spune că practic nimic. Deci noi am devenit mai responsabili. Nu pot să spun că s-a schimbat ceva așa radical. Suntem foarte responsabili, foarte iubitori, foarte bucuroși că avem două fete, cu toate că ne gândeam că poate o să fie băiat. Da, fată și băiat, da? Da, la noi a fost un incident, nu știu dacă ai auzit, la Repromed am fost, la ultrasonografie și acolo fetele de la recepție, le-am rugat să scrie sexul copilului, să trimită la cei cu baloane și au încurcat, știi? Și noi am spart balonul ăsta negru și acolo confeti albastre, fericire, băiat, și soțul scoate plicul și zice, fată. Deci a încurcat semnul ăsta biologic, știi? Cea de la recepție și eu am sunat. Deci am avut un șoc, că noi ne gândeam, poate băiat, poate băiat. Poate ei au făcut o surpriză așa. Frumoasă surpriză, știi? Dar voi ambii copii i-ați planificat la un interval atât de scurt? Da. Sarcinile ambele au fost planificate. Eu știi cum mă gândeam? Zic, dacă mă chinui, deja să fiu dat. Și am greșit. Pentru că e foarte greu așa diferența mică de vârstă. Eu în genere când aud mame că spun că un an jumate diferență, doi, zic, Doamne, la noi e 3 ani diferență. Și oricum e greu. Cea mare a devenit foarte responsabilă, deci ea poate să mă ajute. Nu știu, e bine sau nu, pentru că pentru vârsta ei e prea responsabilă. Știi, a văzut că mi-e greu și respectiv poate să mă ajute la ceva treburi ale casei. Și zic, e ok oare pentru un copil, dar ea vede că mi-e destul de greu. Și are doar 5 ani. Doar 5 ani, da. Eu odată m-am trezit din somn și a spălat vesela, îți dai seama? Eu eram șocată. Am postat și pe Instagram, zic, Doamne, eram cu lacrimi în ochi. Zic, cum așa? Ai zice, mami, că eu am zis că erai obosită. Eu am venit de la plimbare, obosită și m-am culcat lângă Emi. Adică m-am pus lângă Emi și am adormit. Și m-am trezit așa, știi, zic, unde-s fetele, ce s-a întâmplat cu mine? Eram super obosită și că mă uit în casă curat. Asta a fost șoc. Dar eu văd că tu destul de mult postezi despre fetele tale pe Instagram. Care sunt principiile după care încerci să le educi? Deci nu am careva principii anume. Eu mă conduc după parentingul conștient, adică fără strigăte, fără palme, încerc la nivelul ei ceva să explic. Am fost și la cursuri de parenting. Acolo am înțeles că trebuie să evit avertizările, pentru că eu des le practicam, știi? Dacă nu te îmbraci mai repede, rămâi acasă. Și mi-au spus că nu e ok, că mai apoi o să facă totul superficial, doar ca să obțină recompense. Și încerc, deci, să le evit, dar așa, nu știu, cu Andrei am încercat dezvoltarea asta timpurie, după tehnica Wunderkind Spilionic, o învățam și, deci, ea la un an jumate deja vorbea cât de cât bine. La 2 ani știa poezii cântece și parcă îmi părea că a început să tresară de la anumite sunete. Și am fost la psiholog și îmi spune că, uite, ea e mai dezvoltată intelectual decât emoțional, oprește-te, știi? Că eu învățam tehnica asta. Dar în ce constă tehnica asta? Sunt niște, nu cărțulii, niște tablouri cu desene și tu îi le arăți așa mai repede. Deci ea la 2 ani eu aveam filmulețe unde ea știa acolo tot, nu mai o întrebam. Deci e în limba rusă, pentru că da, am blogul rus și de acolo comandasem și vorbeam cu ea mai des în rusă. Și ea știa toate calamitățile, așa era micuț și întrebam, Andreea, unde e uragan? Și ea hop cu mânuță, adică era foarte mică și știa tare multe animale, în genere la 11 luni știa toate animalele.
Și eu pe urmă am gândit, zic, totuși nu e chiar bună treaba asta. Pe ei deja am lăsat-o în pace. Zic, dezvoltă-te cum tu vrei. Așa, culorile, mai numărăm. Dar ești tipul ăla de mămică atunci când mergi, nu știu, la un eveniment sau ceva, copiii să știe poezii, să răspundă câți ani are, cum se numesc părinții bunei, verișorii și tot așa mai departe. Ești fixat pe ideea asta? Deci la început, da, știi, la primul copil parcă vrei să-i dai tot, să-l înveți. Și pe urmă am înțeles că, uite, Andreea deja e prea matură, prea responsabilă, prea știe totul, prea sau ea chiar așa, e energică după firei. La primul, da, am fost, dar acum nu. În august, ambele fete și-au sărbătorit ziua de naștere, Andreea a făcut 5 ani, da. Emma, dacă nu greșesc, 2. Știu că din start tu vorbeai într-un interviu că nu prea voiai să postezi cu ele și despre ele pe Instagram și soțul era cam categoric în privința asta. Ce s-a schimbat între timp? Nu, eu vroiam să postez. Adică eu, la mine asta a fost ideea când am pornit blogul. Mie îmi plăceau bebeluși care nu au acolo nici 6 luni și deja sunt ughi, palton, beretă, știi? Eu vroiam, adică eram axată să-i fac poze frumoase, poze care apoi cineva le va descărca și să se va uita, uite ce copil drăgălaș. Deci eu vedeam așa poze și vroiam. Și am început să-i fac poze, o postam, deci așa și am adunat urmăritorii pe profilul rus. Atunci încă creștea organic. Postam o poză cu Andreea, 1000 de urmăritori peste noapte, zic, wow, și lumea scria, foarte frumoase poze faci, bravo. Și cam asta, soțul era mai împotrivă. De ce? Ce spunea el? Care este? Să nu vadă lumea, știi cum prejudecățile, să nu vadă, să nu prea mult postezi, prea mult pui, prea mult arăți. Și zic, ok, dar uite, sunt blogeri în Rusia care fac la fel, deci eu nu mă tem de invidie. O persoană cunoscută poate să te invidieze mai mult decât 90.000 de urmăritori. Adică eu nu s-a axat pe asta că dacă sunt mulți și toată energia careva negativă, cum scriu mulți, știi, că uite, s-a întâmplat asta din motiv că postezi. Acum când soțul nu putea trece hotarele, pentru că Ucraina a închis tranzitul și a stat vreo 2 zile acolo la vamă, mi-a scris, nu posta, nu trebuia să pui că îl aștepți, că iată din motivul ăsta el nu vine. Și zic, eu nu cred, serios. Adică nu ești superstițioasă? Nu. Mai multe mămici spun că atunci când au copii mici e foarte dificil, nu poți face absolut nimic. Iar cele care pot, iată, postează, spre exemplu, sau au timp să le facă poze din astea super originale, ședințe foto și tot așa, sunt criticate pe bune, de genul, când ai tu timp, cu siguranță ai pe cineva care te ajută. Tu cum reușești? Da, eu de multe ori am auzit, știi, fetele îmi spuneau, chiar care la salon merg, zice, mai vorbeau de tine și spuneau, nu, ia minte că nu are bună, știi? Dar nu e posibil, iată, să arăte bine, tot reușești și încă 2 copii și... Deci eu o zi pot să fac doar poze. Dacă eu astăzi m-am axat că noi astăzi facem poze, înseamnă că noi facem poze. Eu nu îmi pun acolo 1000 de planuri pe zi. Deci structurez cumva. Dar, într-adevăr, este dificil? Adică, în ce măsură ai timp pentru o cafea? Puțin timp ai. Păi, pentru, tu arăți foarte bine. Foarte Merci. Bine. Pentru Merci. O tânără mămică, o diferență atât de mică relativ între copii, reușești să mergi la sală? Cum? Reușesc. Le mai las uneori etă bună pe ore deja am început a practica. Pentru că prima perioadă mai invitam. Finii, nănașii, hai vină pe oră, pe două. Și apoi am observat că nu că îi stresez cumva, dar știi, fiecare are timpul lui și zic că poate ar fi o idee bună pe ore. Și iată am început să apelez acum la bună pe ore. Cred că am vreo jumătate de an și zic, da, e ok, de ce eu asta nu făceam înainte? Eu încercam totul să fac singură. Dar de înțeleg ce nu făceai? Că... Nu știu. Așa mă gândeam, eu cu totul pot, știi? N-am căzut într-o zi și am înțeles că, măi, eu nu reușesc să fac totul singură, deci eu așa mă supra-solicit tare. Și am încercat deja Dar să sport, apelez la ajutor. Sport, cât de important crezi că este pentru o femeie? Nu în imediat perioada după naștere, dar în timp să meargă la sport, să aibă grijă de sine, să meargă să-și facă manicură, pedicură, machiaj, să aibă grijă de sine. Eu cred că asta e foarte important. Deci mie multe mămici îmi spun, uite, eu nu aveam grijă deloc de mine, urmărindu-te pe tine am început și eu să mă îngrijesc, să mă duc și eu, că îmi părea absurd, știi, stau în decret, așa și stau. Îmi spunea o urmăritoare, zice, tu pe mine mă stresezi, uite, eu mă scol la 9, abia deschid ochii, deschid Instagram-ul, tu deja stai vopsită, gătită cu cafea în mână. De unde atâta energie în tine? Și zic că ok, asta până la urma urmei e blogging.
Adică te responsabilizează faptul că zilnic ceva postezi. Da, da, da. Sunt zile când nici eu nu vreau să mă ascult în pat, zic, eu am de postat, eu trebuie să mă ascult, să ceva să fac, știi? Adică nu-i tot așa de ușor cum pare pe Instagram. Da. Uneori încă, te mai impui, știi? Încă ajungem la Instagram acolo, chiar multe avem de discutat. Eu am văzut că tu de câteva ori ai spus că practic nu ți tratezi fetițele cu medicamente. Chiar și atunci când au febră, primele trei zile, nu mergi la medic, doar dacă se menține mai mult. De ce consideri corect acest lucru? Pentru că eu monitorizez, știi? Fac o diferențiere. E infecție virală sau bacteriană? La bacteriană copilul e moale de tot, știi? Sau te duci și dai careva analize dacă ești suspect. Dar în general, primele trei zile tu deja vezi. Primele trei zile se menține cam o febră, pe urmă trebuie neapărat în a patra zi să scadă. Dacă a patra zi se ridică, deci dăm analize. Eu monitorizez. Dacă îi dau antipiretici și e activ, atunci e ok. Deci se întâmplă ca 3 zile copilul să aibă în jur de 39 de grade febră și tu stai calmă și liniștită. Ei, cum calmă? Mămică nu poate sta calmă, dar eu monitorizez. Am fost odată la nordul țării și Andrei a avut vreo 2 zile 40. Și mămica mea, hai să-i cumpărăm antibiotice. Zic, mămic, pentru ce? Când îi scădem febra, e tot ok. Și deja a patra zi scăzuse, dar până la 8 zile am avut atunci febră, 7 adică. Și mămica, gata, noi cumpărasem antibiotic, mămica mea făcea chipeș. Zic, îl ținem, uite, așteptăm 7 zile, dacă dispare de tot, pentru că eu vedeam că infecție virală, pur și simplu mai severă. Dar știi că febra ea ajută ca să te tratezi, puțin înțeleg că asta e reacția organismului și el atunci se luptă. Deci când dezbați febra, e foarte important ca să lași copilul un pic cu febră, dacă îl vezi că el e ok, deci până la 38-5 nu se dezbate mai bine. Nu toți pot, sigur. Dar e foarte important să nu strici lanțul ăsta. Noi învățam despre asta cât e de important să lași organismul să se lupte dacă vezi că copilul se simte ok. Și eu încerc. Nu permanent, sunt uneori când cedez. Văd că adică, febra cumva o face să fie altfel și dau antipiretice. Tu ai background-ul ăsta la medicină? Îți imaginezi, multe mămici se stresează la 375. Eu zic, mămica mea, da, eu de două ori am fugit din spital pentru că nu eram de acord cu tratamentul prescris. Deci ai fugit din spital fetițele? Am fugit, asta așa la general. M-am externat, le-am spus că nu sunt de acord cu tratamentul prescris de voi, eu mă duc acasă. Și da, s-a diferit a fi corect. Deci eu evit spitalele. Dar spune ce s-a întâmplat. Adică fetița mică vomita și eu nu o puteam hidrata. Masa corporală mică, respectiv foarte repede la ei survine deshidratarea. Și eu zic, gata, dacă nu îi pun pe curători, atunci, doamne, ne ducem la spital. Ne-am dus acolo, am făcut analize și îmi spune că, uite, leucocitele 20, simt foarte rău, dar fetița avea febră 37, pur și simplu vomita. Și zic, eu văd că ea e ok, vomită pentru că are o enteroviroză. Și îmi spune că nu, că trebuie antibiotic urgent, că mâine o să vă pară rău. Și eu zic, eu sunt împotrivă, pentru că copilul meu e ok. Am luat-o, ne-am dus la in vitro, am dat analize, am venit și le-am arătat. Zic, uitați-vă, leucocitele deja sunt 10. Zic, atunci era pe fond de deshidratare. Și a început a striga la mine, că uite, tu, mămică, e responsabilă, că cine ți-a permis să ieși din spital? Zic, ok, dar eu nu vreau să-i dau antibiotic. La toată enteroviroza care o mai are, hai să-i stricăm și flora. Și ne-am dus acasă, că era și mamica mea cu mine. Și mamica, hai, poate îi dai, că uite, nu i-ai dat niciodată, nu o să-i fie nimic. Zic, mamica, o să-i fie, știi? Ea acum nu are nevoie de antibiotic. Ne-am dus acasă și copilul a fost tot ok. Deci tu niciodată la ambele fete n-ai dat antibiotic? Nu, niciodată. Dar de ce crezi că este periculos acest lucru? Se formează rezistența, se strică microflora, deci vreodată dacă chiar va avea nevoie de antibiotic, nu o să-i ajute. Pentru că eu deja i-am dat, dar ea atunci nu a avut nevoie. Sunt indicații pentru antibiotice. Îți dai seama, eu vorbeam cu medici de la spital privat la care noi mergem permanent, doar că ea nu primește, că noi la urgență am ajuns seara și îi trimit, îi spun leucocite 20, stare și spune antibiotic, nu. Om care nici nu ne-a văzut și persoana care stă lângă noi, deci medicul respectiv, îmi spunea că trebuie. Deci eu mă consultam și cu medicul și deja dacă știam și eu toată chestia asta. Dar vorbim despre îmbunătățirea imunității copiilor. Uh-huh. Tu ce trucuri folosești? Deci noi nu avem nimic pentru imunitate. Uneori
putem să luăm careva vitamine, dar mai mult așa, aer curat. Fetele la mine sunt călite, cum se spune, da? Adică cu picioarele goale. Nu am chestii de astea cu picioarele să reci sau, Doamne ferește. Căciulă încoștomânată în tot felul ei, de haine. Ei, mai aveam eu așa, dar tot mai mult că mămică, hai, îmbracă, uite, sughiță. Și încercam să-i explic, zic, ei, haide să îmbrăcăm un pic. Îmbrăcam, dezbrăcam, adică nu tare ne jucăm noi cu imunitatea. În genere, eu la, și mămicilor încerc să le explic, iată, tare des la noi se prescrie feronul. Știi? Dar nouă la universitate ne spunea, nu vă implicați în imunitatea copilului sănătos până la 5 ani. Mie cum îmi prescria viferon, deodată îl ștergeam de acolo, zic, nu, eu nu-i dau. Și ele practic așa, au imunitate de la natură. Tu ai vaccinat ambele fete? Da. Spune de ce ai decis, pentru că este un subiect atât de controversat. Știi, la capitolul vaccin nu m-am informat deloc. Am zis, am eu vaccin, fac și fetelor, pentru că știi, am mai auzit cazuri când iată nu a pus și a fost acolo pandemie și... Zic, ok, hai, punem vaccin, le-am făcut la privat, dar tot așa mă mai gândesc, știi, uneori mai citesc eu și cu ochii așa mă uit, zic, ce efecte negative. Tot ok a fost, slavă Domnului, nu am observat mari reacții. Eu când întreb mamicile, de ce anume vă temeți? Iată, știți vreun caz real sau cu febră? Zic, febră asta e ok. Dacă nu apare febră, deja poți să te gândești un pic, dar ce e cu sistemul imun, de ce nu a reacționat? Nu știu, nu-mi pare febră ceva, da, că mulți fac panic, s-a înflat piciorul, s-a... Eu nu vreau, adică, să impun sau pe cineva să se vaccineze. Noi așa am decis pentru copiii noștri, că, uite, noi le vaccinăm. I-am văzut într-un video destul de reprezentativ societății în care trăim, recent postat de tine, unde arăți că, indiferent ce face femeia, nu este bine. Dacă este prea frumoasă și prea aranjată, zici că ce fel de mamă ești tu, că ești prea sexy. Dacă ești neîngrijită, cum trebuie să ai grijă de tine, pentru că bărbatul trebuie să vadă o femeie sexy în preajmă, să o dorească și tot așa mai departe. Dacă copilul este prea dezbrăcat, putem continua până la infinit aceste opțiuni. Tu simți presiune din partea societății? Câți oameni atât de păreri, deci abonații la mine sunt foarte bravo. Rar am mesaje negative, știi, și adică nu-i văd să fie foarte negative, adică la mine publicul parcă e filtrat. Sunt cei care mă acceptă, poate acolo mai apar noi și se-mi dă careva întrebări, de ce ești așa sau așa, sau cine ești în genere, ce faci tu ești pe Instagram, cânti, dansezi. Dar ce ai întrebări de genul ăsta, da? De ce ai atât de mulți urmăritori, cine ești tu? Da, am avut. Când am trecut pe profilul ăsta moldovenesc, am avut destul de multe întrebări și am auzit tare multe păreri de la persoane care au mulți abonați, că ce mai faci și el, arată viața de lux sau ceva de genul, sau uite că tartine cu avocado filmează dimineață. Zic, ok, eu încerc să dezvolt un gust estetic, încerc să motivez mamele să se îngrijească. Nu trebuie zi de zi să vă spun despre ciclopentan per hidrofenantren sau beneficiile apei. Zic, eu arăt ce arăt. Rușii asta acceptă. Adică acolo poți toată ziua să mergi în mașină, să te filmezi cum cânti, să le arăți că ai fost la salon, uite, eu mă îngreșesc și ok. Nu, la noi deja începe a căuta. Ce faci tu? Dar cine ești? Dar de ce așa mulți te urmăresc? Asta e un pic stresant, știi? Parcă inhibează lumea care începe. Adică eu ca persoană așa mai sensibilă mă trauma inițial toată chestia asta. Și zic, eu tot pot vorbi despre diferite aspecte, dar odată ce începe a vorbi atât despre medicină, da? Eu povesteam cum eu tratez tusa. Apăreau mii de întrebări sau cu și eu doar nu sunt medic să vorbesc despre asta și să impun. Zic, ok, eu v-am spus, voi deja decideți, că eu le spuneam că noi nu beam siropuri, avem inhalator, avem un umidificator. Și lumea venea așa, că cum așa? Zic, ok, eu nu vorbesc despre medicină, eu mă filmez mai departe în mașină. Dar tu zici că este foarte important ca femeia să arate foarte bine, chiar dacă este mămică. Da. De ce crezi? Pentru cine este important? Pentru soț, pentru copii sau pentru ea? Pentru ea. În primul rând pentru ea. Eu am căpătat încrederea în mine după asta, știi? Că inițial și eu umblam așa cu părul strâns și ziceam mereu că nu am timp. Și vedeam tot mame din Rusia care duc blog și uite permanent arată bine și mă uitam, zic, wow! Mămică și permanent așa la patru ace. Deci la noi mulți spun că nu e ok asta, trebuie să arăți natural pentru că mamele se stresează. Zic că nu ar trebui să streseze, ar trebui și ele ceva să facă, da?
măcar cât de cât. Nu știu, eu așa cred. Pe mine m-au motivat cele din Rusia, care arată super bine. Încă la sport nimeni nu mă poate motiva. Eu sunt de acord cu tine. Important, femeia, ea să se simtă bine. Da. Pentru ea și nu pentru soț, amant, iubit și tot așa mai departe. Da. Dar asta îi oferă prea mult, destul de multă încredere. Prea multă niciodată. Apropo, și la copii mi-a plăcut o frază. Cineva întreba ce aștepți tu de la copilul tău, cum să fie, știi? Și acolo toți răspundeau să fii cu minți, să fii deștept. Să fii. Și cel mai corect răspuns a fost să fii fericit. Și eu m-am gândit, zic, wow, câtă dreptate, da? Pentru că noi toți avem mari așteptări. Dar cel mai important este să fii fericit. Tu ești fericit acum? Acum, da. Ce te face fericit? Revenirea soțului la moment. Cei că copiii sunt sănătoși. Deja încerc să nu mă gândesc la viitor, știi? Că mă gândesc că, uite, lăsăm totul și plecăm un pic așa. Dar iată, aceasta, revenim, tu zici că te face fericită revenirea soțului. Aici, din ce punct de vedere? Faptul că el îți oferă un sprijin moral sau faptul că, efectiv, o lungă perioadă nu v-ați văzut și relația asta de cuplu este foarte importantă? Nu, în primul rând, moral. Eu îți spuneam că deja eu eram cu moralul la pământ. Eu vedeam perechi, eram cu ochii în lacrimi, știi? Sau, nu știu, evitam petrecerile unde erau perechi. Deci eu parcă simțeam că gata, eu nu mai pot, eu vreau cu cineva să comunic. Eu îi spuneam și lui, zic, uite, de exemplu, fetele spre seara au febră, în familie comunici, hai să le monitorizăm, ce facem. Deci eu singură cu mie de gânduri, ce fac? Dar dacă are febră mare și trebuie să chem ambulanță, știi, aveam diferite frici. Chiar inițial mă temeam să dorm singură, încuiam ușa așa de 700 de ori, știi? Și acum a venit acasă și așa, m-am liniștit. Iată faptul că există o distanță pe o anumită perioadă. În ce măsură afectează viața sexuală a cuplului? Ei, cum să-i spun? Sau influențează, poate nu afectează, poate îmbunătățește. Nu, e și normal că cumva influențează, știi, dar sincer să-ți spun, nu prea am avut timp să mă gândesc la asta, pentru că permanent activitate. Deja observam când lăsam fetele la mama, pe o săptămână, două, veneam singură la Chișinău și zic, wow, acum și o să ies cu prietenii, o să fie vesel. Și veneam seara acasă și gata, tristă, știi, simțeam că, adică cu fetele a fost tare ok, eu încercam să adorm odată cu ele ca să nu-mi apară cu șumii de gânduri, cu uite singură, afectează, adică des am avut așa gânduri, că zic, Doamne, și chiar mai scria uneori, știi, că uite ce viață tu duci, că eu am tot așa ca tine, dar și soț alături, știi, adică chiar ești așa de materialistă pentru bani să nu o vedeți. Și eu încercam să le explic, zic, nu eu decid, nu eu l-am trimis, nu a fost, zic, e o chestie de afaceri, de familie, e o necesitate la moment, știi, dar oricum mă afecta, mă gândeam și eu zic, într-adevăr, cam avea unii dreptate, dar îi blocam oricum. Dar să fie soțul alături și să existe insuficiență de bani și anumite neînțelegeri din cauza aceasta sau să fie la distanță, să câștige suficient, să trimită bani și să vină periodic? Deci cea mai rea decizie care o poate lua o familie, asta să fie deoparte. Eu nu aș spune că la noi a fost chestia de insuficiență de bani, că nu aveam cu ce trăi și hai tu pleci, că nu aveam altă ieșire din situație. Pur și simplu noi am văzut acolo o șansă de a avea o viață mai bună. Soțul a vrut să se implice. Da, că mulți așa îmi scriu, parcă aveți ce mânca, ce cu voi. Dar odată cu apariția copiilor, se schimbă cumva viața sexuală? Pentru că există, iarăși, nu știu, este un stereotip sau nu, dar că există mai puțin interes, mai multe bătăi de cap și tot așa mai departe. Prima perioadă, deci da. Și mai este chestia asta că adormim înaintea copiilor, știi? Obosiți? Am văzut un video, știi, părinții, adică după ce au adormit copiii, ca la război, așa. Că depinde de copii, la noi copiii sunt foarte activi. Eu zic mulți care aud, știi, și spun cum greu, că copiii se crește, poate nu e atât de greu. Hiperactive fetele mele, hiper. Toate persoanele care spuneau că ok, toți copiii sunt activi. După ce le-au văzut cum sunt, zice, da, eu te înțeleg. La mine ei mi sare din cărucior, așa. Știi, eu pot să merg și vorbesc cu o mămică, mă uit, e jos. Ele sunt foarte active, nu știu cui seamănă, pentru că eu sunt fire așa mai calmă, mai poate soțul. Și respectiv, ele cam ne epuizează. Soțul acum a venit acasă și prima zic că poate un băiețel, că el așa mă mai încearcă, știi, că eu am spus, nu, gata. Și a trecut vreo două zile, ele țipau acolo în mașină de urmă, zic, poate un băiețel. Nu. Deci nu vă doriți acum încă un copil? Nu,
Nu, eu nu sunt gata. Eu ți-am spus că am luat un copil mic în mână și eu tremuram. Eu le-am crescut practic singură și am avut multe momente când simțeam că uite, vreau să dau copil cuiva pe 2-3 minute. Mamica m-a ajutat foarte mult, doar că e departe și are lucru și oricum se rupea de la lucru, venea, dar știi, moment când... Tu zici că îți scriu foarte multe femei, dintre ele mămici, și există, iarăși, nici nu știu, percepția asta în societate, că odată ce a apărut copilul apar nevoi și tot așa, relația asta de cuplu are de suferit foarte mult. Fie este aproape soțul, fie este la distanță. Tu cum crezi? Cât de important este, de fapt, sexul și intimitatea pentru un cuplu? Fie el tânăr, fie mai în vârstă. Fie la început de căsnicie, fie, nu știu, peste 10 ani, spre exemplu. Este foarte important. Eu știu că noi cu soțul am avut o perioadă cam dificilă la acest capitol și când am început a discuta, noi am înțeles că noi prea tare ne axasem pe Andreea. Deci primul copil, știi, și practic nu ne vedeam unul pe celălalt. Deci toate grijile erau axate acolo. Și am observat că dispăruse acest moment, știi, și eu spun că trebuie... Și el a venit așa într-o zi de la lucru și zice, eu vreau să vorbesc cu tine. Ceva se întâmplă la noi, știi, ce s-a întâmplat. Și deci... noi am înțeles că eram foarte axați pe copil. Deci dacă noi nu puteam adormi, noi începeam să ne certăm respectiv, știi. Și zic, hai un pic mai liber să fim, pentru că ea la noi era... Ea nu doarme la amiază, ca să înțelegi. Noi am încercat până la un an să o adormim, toate tehnicile de pe lume, nu vrea să doarmă. Și nici seara, nici la amiază. Era tare, tare, tare activă. Și ne epuiza cumva, știi? Și noi am început unul altul să căutăm. Tu, tu, tu. Și pe urmă am zis că nu, noi suntem eu, ești tu, copil e ceva, deci, fructul iubirii. Relaxat. Deci este o problemă. Da. Noi, nu știu, deținem relații sexuale foarte rar, ceea ce nu este reprezentativ pentru noi și pentru începuturile căsniciei noastre și tot așa. Adică voi relaxat, puteți să vorbim despre asta. Cine vine cu inițiativa? Pentru că de regulă trebuie să recunoaștem, în societatea noastră se vorbește foarte puțin despre acest subiect și eu cred că este o mare problemă. Nu știu ce măsură crezi tu asta. Și toți cumva zic, consider că e un subiect care nu are atât de mare importanță. Știi, eu pe Instagram nu aș vorbi despre asta, dar cu soțul vorbim. Și el e foarte deschis la comunicare și eu, adică noi cam în egală măsură. Deci pe Instagram eu nu ating așa teme, nu știu, îmi pare cumva... Parcă nu mă reprezintă sau eu nu știu, uneori parcă mi-e rușine să ating diferite aspecte, știi? Cu toate că la oameni le place când spui ceva mai sincer, eu odată am pus că m-am certat, uite, cu soțul, din motiv că el nu vrea să mă ajute. Și, Doamne, au venit toate femeile, știi, uite, și al meu nu vrea, și al meu nu vrea, și al meu nu vrea. Și noi atât mai discutam cu el, zic, înțelegi, asta e ok ca tu să mă ajuți pe mine, să faci mâncare, să faci curat, deci el are careva principii că femeie tot trebuie să facă. Ce păi iată că femeie totul trebuie să facă și eu luptam cu asta, știi, zic, cum tot? Copii cresc, bani fac și tu trebuie să mă ajuți. Eu nu zic că el categoric nu vrea, dar așa un pic, că tu trebuie, știi? Și eu zic, da ce eu trebuie? Am mai avut așa mici conflicte și am vorbit despre asta pe Instagram și femeile spuneau că da, uite și al meu e așa și nu-l pot schimba. Și eu îi spuneam, deci am vorbit mult cu dânsul și au început să fie mari schimbări în relația noastră. Adică se implică, poate să gătească, să strângă masă. Da, eu i-am explicat, zic că asta e ok, asta nu e rușine, știi? Că el putea exact, să... eu nu înțeleg de ce la noi pentru că așa mentalitate vine, nu știu, eu credeam sunt că de la nord. Sunt mulți bărbați care cred că femeia, soția este doamna de serviciu. Asta-i. Și el îmi spunea că eu dacă puteam să-l mai postez pe Instagram, să nu-l vadă cineva, să zic că asta nu e rușine. Asta tu ești bărbat, bravo, dacă faci așa deci ceva. Da, deci spălând vesela, da? Sau zbrând pe aspiratorul. Deci el a văzut alte exemple. Dar eu știu chiar și bunica mea, așa, și mămica. Lasă-l să stai că el e obosit. Zic, cum? Percepția noi? Asta. Iată asta, știi că lor li s-a impus așa ceva? Și eu zic, nu, eu... Vreo 60% eu cred că da, pentru că noi am vorbit foarte mult. Eu am spus, uite, dacă eu nu o să văd ajutor din partea ta, pentru mine asta foarte mult contează, hai... schimbă-ți cumva mentalitatea. Asta nu e ok să te râzi de cineva care ajută, știi? Sau dacă cineva acolo din cumătre îți spune ha-ha, tu ajuți, știi? Asta el e de vină, nu tu. Îți imaginezi ești... la ce s-a ajuns la noi? Da, uite, la nord să eu... Să râzi de cineva care că ajută soție, spală da, tu știi din mentalitatea asta, da? Și auzit? Schimbă, da, scuticile copiilor. Da, știi, este că tu trebuie, dar eu nu trebuie, că eu sunt bărbat. Sau...
Dar multe filmulețe am văzut pe internet unde femeia tot ziua ceva face și el vine și da, ce ai făcut, știi? Încearcă să faci și o să vezi că am făcut tare multe. Pentru că eu dacă nu aș sta în decret, m-aș dezvolta și eu și intelectual și bani aș face și... Vorbim despre Instagram. Spune un pic, pentru că este o dilemă pentru mine. Tu ai două conturi. Mm-hmm. El la Pistol, cu aproape 100.000 de urmăritori, și el la Mam, cu peste 75.000 de urmăritori. De ce două conturi? Cum s-a ajuns la așa ceva? Eu, cu 5 ani în urmă, aveam doar contul el la Mam. Inițial se numea altfel, ți-am spus că pe urmă deja am schimbat. Și postam poze cu Andreea, adunau mulți urmăritori, cred că până la 10.000 am crescut așa organic, chiar 100%, știi? Apoi am început cu mămicile din Rusia să ne recomandăm una pe alta, se mai adunau urmăritori și mult timp a fost blogul acela de bază, deja și persoane, în Moldova la noi nu prea erau, știi? Eu mă întrebam uneori pe Facebook, zic, sunt mame, la noi în Moldova sunt mame blogger, sunt conturi pe care poți le urmăresc și adică foarte puține, știi? Adică mame, blogger nu erau influenceri. Și iată așa am adunat o comunitate destul de mare și apoi am înțeles că am mult din Moldova. Aha. Pentru că recomandam ceva din Rusia și îmi scriau Moldova livrează, Moldova livrează. Zic, oi, am mulți înseamnă că știi și carantina asta practic m-a făcut să trec. Contul ăsta are un an și carantina deja m-a făcut să trec aici. Să fiu mai activ. Da, acolo postez doar așa. Dar știi? Acolo deja aveai colaborări. Da. Primeai produse, bani. Da, da. Care erau prețurile la etapa când, până la carantină? Pentru, nu știu, un story sau un set de deci story. Acolo în ruble, da, 5.000 de ruble, cred că 1.300, așa, produs și bani. Așa. Și deja recomandări de bloguri tot la 5.000 de ruble, cam așa erau, știi? Și depinde câte colaborări aveam, cum. Și putea să fie câteva pe săptămână? Sau pe da, lucruri? Sigur. Da? Minim 4 erau. Adică rușii la capitol dat sunt foarte dezvoltați. La ei nu ideea asta cu barter. În Moldova foarte mult barter accept, știi? Dar în Rusia nu ideea cu barter. Adică ei din start știu. Îți dau și produs și bani. Da. Și da. Cam cât câștigai pe lună, iată, până la pandemie? Eu cred că de la 500 de euro în sus. Cam așa. Și asta îți permitea să ai banii tăi fără să depinde? Da, da, da. Era venit așa, ok, știi? Și carantina a stricat totul. Așa, tot în carantină ai inițiat, practic, sau când, ai început să dezvolți mai mult contul Ela Chistol. Da. Spune un pic despre cum ai reușit să ajungi într-un timp atât de scurt la un număr atât de mare de urmăritori. Deci, concursuri. Atunci când am început, cred că aveam vreo 10.000 trecuți de pe profilul celălalt și plus tot așa cu mame, recomandări, uite, el așa a creat cont în limba română, abonați-vă, știi? Și pe urmă am zis că hai să încerc și eu concursurile. Și deci prin concursuri am crescut. Deci erai sponsor la... Eram sponsor la concursuri, da. Regula asta deja e arhi cunoscută când sunt mai mulți sponsori și un premiu mare, să zicem mașină, și toți trebuie, care vor să participe la concurs, să se aboneze la toți sponsorii. Ție ți se pare o metodă ok de a crește audiența? Mie mi se pare, da, oricum rămân cei care sunt cointeresați, știi, mai erau vorbe că concursurile sunt ca un sac pe mâna și nu știi ce haine scoți, gen, știi, așa, aduni orice public și eu nu sunt de acord cu asta. Acum organic nu crești pe Instagram, mulți își capătă valoare prin bârfe, prin nu știu. Eu cred că e metodă destul de ok ca lumea să afle de tine. Odată ce vezi că mulți se dezvoltă, de ce să asculți pe alții care spun că concursurile nu, concursurile deoparte. Oricum rămâne lumea cărui tu ești interesant. Pe mine nu o să mă urmărească o persoană care nu are treabă cu mine, știi? Chiar dacă a venit acolo câțiva băieți care sunt axați pe mașini, nu o să mă privească. Mămică cu doi copii și ce arăt eu, știi? Oricum, rămân. Trebuie să te gândești la cine mergi în concurs. Ce fel de public are, știi? Cum analizai tu? Da, deci după ce principii? Așa? Să fii public matur. Uite, eu la persoana respectivă citeam comentariile, mă uitam cam ce public are, mămici, nemămici. Știi, adică tineret, oameni nu prea sunt cointeresați de profilul meu. Spune și pentru cei care vă curios, ce înseamnă să fii sponsor la un concurs? Adică tu efectiv plătești. Da, care da. Sunt prețurile când, să zicem, este un concurs foarte mare cu mașină sau apartament sau nu știu?
Eu am achitat și 2000 de euro pentru un concurs. 2000 de euro? Da. Ai, serios. Și care a fost impactul după acel concurs? Impactul a fost bun, apoi mulți pleacă. Deci dacă au venit vreo 80.000, vreo 40 au plecat într-un final. Și apoi am participat la alt concurs, știi, ca să nu fie creșterea asta bruscă și apoi cazi, că Instagramul te vede ca e neinteresantă și poate să te pună, nu un blog, nu știu cum în română, ține voi ban, la ruși se numește, da. Da, da. Știi, dacă faci totul corect, dacă te duci într-un concurs după asta, iei alt concurs sau promovări, ești activă, postezi, deci nu poți să-ți omoare contul, pentru că tu crești, descrești, crești, descrești, știi? Adică nu sunt așa riscurile cum, iată, vin alți sponsori, achită bani, postează 2-3 bumeranguri pe zi și la asta s-a redus la tot, știi? Și lumea nu este interesant. Și respectiv ei pe urmă scriu, la mine s-au dus toți, practic, știi? Păi tu nu-i ții. Pentru că blogul e o muncă. Nu e neapărat să stai la oficiu de la 8 până la 5 ca să lucrezi. Blogul tot e o muncă. Deci... Iată video care tu îmi spuneai, da? Care l-ai văzut la mine pe profil cu fii femeie sau cum acolo. Eu l-am filmat vreo 45 ore, da? Tu l-ai privit o minută, eu am filmat 5 ore. Они говорят, будь леди. Юбка слишком короткая, вырез глубокий. Не оголяйся так, прикройся. Не оставляешь ничего воображению. Не искушай их. Будь сексуальной, горячей. Не провоцируй их, сама напрашиваешься. Носи черные каблуки. Это чересчур. Îmbracă-te, dezbracă-te, învață cuvintele, adică asta e lucru. Mulți nu înțeleg. Dar la câte concursuri ai participat în calitate de sponsor? Din astea mai două mari? Două mari, da. Și pe urmă așa mai mici. Și, dar cum reușești tu să-i menții pe oameni pe pagină? Pentru că, într-adevăr, eu am văzut la câteva concursuri, plecau și în proporție de 80% din noi veniți. Nu știu, adică eu fac ceea ce fac de mult. Nu am făcut ceva special, eu permanent sunt activă pe Instagram. Permanent postez, permanent mă gândesc. Sunt zile când vreau să mă relaxez, iată cum a venit soțul și lumea scrie, unde ești? De ce nu postez? De ce ai dispărut? Hai, vrem istorii. Dar care este scopul tău pe termen lung? De ce ai nevoie să-ți crești audiența? Asta a intrat deja în sânge. Nu știu, eu permanent am fost pasionată de poze. Permanent îmi plăcea să fac poze, să postez, știi? Și nu știu. Nu am un răspuns la întrebarea asta, dar mie îmi place foarte mult ceea ce fac. Nu, eu vreau să înțeleg, dacă tu faci asta, aduni audiență destul de mare pentru ca ulterior să-ți răscumperi banii pe care ai investit, să câștigi mult mai mult, sau contează foarte mult aprecierile, comentariile, interacțiunea? Da, eu am spus că dacă chiar o să rămân cu 10 urmăritori, oricum o să duc blog. Chiar și cel rus, știi, pe mine acum mă doare un pic inima, că așa un pic a rămas el în umbră, pentru că eu nu reușesc, știi? Dar ideea era că eu nu aveam colaborări, respectiv toată ziua salut, beau cafea, când mai apare vreo colaborare, mai arăți că uite, haina e de acolo, mă îmbrac așa, dar eu postam tot de aici, lumea m-a întrebat, de unde geanta, de unde zic Moldova, și rușii se plictiseau cumva, știi? Că oamenilor oricum le trebuie recomandări. Văd o recomandare bună, cumpără și ei. Și... Dar cei care critică și care spun, nu știu, poate și despre tine, că sunt niște no-name-uri pe Instagram care au crescut peste noapte și acum se dau mari influenceri. Tu ce le dai răspunde? Nu știu, eu adică sunt loială, eu nu mă implic în chestii de genul, poate să spună ce vor, să fac ce vor, eu nu sunt contra persoanelor care cresc peste noapte. Dacă ei au ceva de arătat bun, dacă ei pot menține publicul, atunci e ok. Deci eu nu sunt de genul că uite, a crescut mai tare ca mine și mai știu eu ce faci acolo, că nu faci. Da, eu pot să mă gândesc, dar nu sunt de asta care stau acolo să critic sau care mă critică pe mine. Mă influențează un pic, dar nu așa. Dar ai avut critici, iată, Iela participă la concursuri și își adună audiență de 10.000, dar de fapt nu promovează valori sau tot fel de chestii. Da, am avut, ți-am spus că idei, că ce promovează, viață de lux, uite, tartine cu avocado, dar deci eu zic oamenii care nu înțeleg ce promovez eu, nu trebuie să fie la mine pe pagină, știi? Pentru că mamica e ca manager la mine, așa să spun.
Și mamica spunea, zice, Mihaela, pe tine lumea te iubește foarte mult. Femeile se inspiră, uite, îmi scriu niște mesaje că, uite, eu mă uit la tine și eu am putere, eu am început să mă îngrijesc, eu am început așa, așa, și zic, asta merită, înțelegi? Nu trebuie neapărat să le spun beneficiile apei. Te duci la cursuri, citești pe internet, știi, adică eu pot uneori ceva informativ, dar nu e la mine așa, că eu să-i învăț să trăiască. Eu nu vreau să-i învăț să trăiască. Dar tu organizezi concursuri pe pagina ta? Da. Care sunt condițiile? Cam rar, știi? Adică, nu știu, am făcut câte vreo două. Eu mai mult așa, de ziua de naștere a fetelor. Deci primul concurs eu când l-am făcut, eu așa de tare vroiam și eu publicul să le ofer cadouri, știi? Anume, tărușii făceau și eu zic, wow, vreau și eu, că asta e plăcut. Deci mi-a scris lumea, cel mai elegant concurs, cel mai de suflet. Deci eu am fost, am cumpărat farfuriele, ștergare ca la mine, știi? A fost făcut tot așa, hai ca la mine, asta vă iau ca la mine. Eu am făcut tare cu suflet și lumea a spus că, wow, mie mi-a plăcut concursul. Dar zice, uite, eu am participat doar ca să țin, că mie mi-a plăcut cât tu ai ales. Și zice, de fiecare dată le faci originale, știi? Primul a fost cu balon negru și apoi band pe mașină. Zice, uite, nu am văzut la toți. Zice, se vede că tu te gândești, faci frumos, poza, organizezi, adică... Ai făcut concurs susține... cu mașină? Da, mașina mea. Ai dat mașina în concurs? Da. Spune, câți sponsori au fost? 30, 35, așa undeva. Doamna care a câștigat mașina și acum am scrie, a zis să ieșim cu soțul. Cu soțul ei tot era peste hotare și zici, soarta noastră atât de mult seamănă, hai să ieșim. Cât costa mașina ta atunci pe piață, spre exemplu? Eu știu, cred că vreo 3.000 de euro. Da. Adică relativ ieftină comparativ cu piață. Dar cât achitau sponsorii? 150. 150 de euro. 150-200, adică eu nu fac... mii de euro sau nu știu ce acolo. Adică oricum ai ieșit în plus după acest concurs. Da, și normal că în plus, dar eu chiar la concursuri depun foarte mult suflet. Promovez sponsorii pe story, like-uri, chestii, adică să le ridic cumva activitatea. Deci nu e așa că l-am postat și merge cum merge concursul. Că am mai fost și eu în concursuri unde am stat în lista de sponsori și așa și am dispărut, știi? Fără să apar pe story sau... Eu îmi dau seama că persoana vrea cumva să-l promoveze, să afle de el. Asta e foarte... Trebuie să știi un pic tehnica Instagramului ca să... Tu ai acum și colaborări pe El Achistov. Da. Care este, nu știu, prețul pentru un story pe contul tău? 80 de euro. 80 de euro. Un story sau sunt mai multe? Mai multe. Mai multe, dar da, un set de story. Da, pot să fac și poză, să marchez. Tare des pot să iau și barter. Adică un produs de care ai nevoie? Da, de care am nevoie, da. Dacă cât de des ai solicitări? Eu nu știu, o dată, de două ori, poate pe săptămână, poate și mai rar, nu știu, perioada de pandemie totuși e afectat pe mulți. Iată, vorbind despre toate aceste colaborări, pe ambele conturi, să zicem, ai un venit lunar mediu orientativ în această perioadă? Deci cu blogul rus îți spuneam că de la 500 poate până la 1000. Până la pandemie, dar acum cu El Achistov? Acum așa, poate concursurile da, dar anume așa promovările, îți spun că foarte mult barter accept. Că mai am nevoie și de una și de alta, adică aici nu pot să spun. Totuși în Rusia Instagramul e mult mai dezvoltat. Deci tu poți spui cu siguranță că cei care fac concursuri în Republica Moldova câștigă de pe asta? Câștigă, sigur, da. Nimeni nu face concurs așa. Dar care este la tine rata de persoane care, nu știu, susțin sponsorii ăștia, care merg și urmăresc dacă faci un concurs? 12.000, 16 au fost la mașină, deci fără să mă promovez undeva sau ai mei, care m-au susținut. Deci eu nu am făcut în parteneriat cu cineva sau cam așa, 12-16.000 de oameni. E finalul, promit. Atâtea emoții am avut săptămâna asta din cauza ta. Spuneam că când urmăritorii mi-au scris că, uite, la Dorin Galben ești solicitată, zici tu, Dodon și Emilian Creț. Și zic, Doamne, nu-mi scrie. Exact, așa când am văzut mesajul tău, zic, nu-l văd. Urmăritorii tăi au năvălit la mine în story și mulți mi-au scris și la recomandarea voastră, apropo, Ela este invitată astăzi aici. Deci, Ela, care muncă e mai grea? Cea de la birou sau toată ziua acasă cu copiii? Toată ziua acasă cu copiii. E o muncă foarte grea, care nu se vede.
caracterizează prin câteva cuvinte mamele din societatea noastră, din experiența ta, de interacțiune cu femeile care te urmăresc. Ele au careva acolo stereotipuri, da? Sunt un pic inhibate, adică au mai multe probleme și societatea e divină totuși. Deci care vin la mine cu probleme, îmi dau seama că iată, ultimul filmuleț, da? Să nu zic lumea, să nu fac, trebuie. Ce înseamnă pentru tine acasă? Acasă înseamnă familia, soțul, copiii. Dacă copiii sunt acasă, sunt sănătoși. Deci eu spuneam că cel mai mare vis al meu acum să stăm toți împreună la masă. Serios, eu nimic nu vroiam decât asta, să stăm toți în patru la masă. Când soțul nu era, fetele mâncau o parte, știi cum, ai hrănit doi copii, gata, nu mi-a mâncat. Și să iei cină, să mergi în parc de mână, în patru. Asta pentru mine ceva wow. Trei principii de ale tale pe care niciodată nu le vei încălca. Să iert infidelitatea. Așa dacă am vorbit. Deci nu ai iertat infidelitatea. Da. Stai că m-ai luat așa prin surprindere. Trei principii. Să rămân mereu eu. Încerc să nu ascult părerea altcuiva. Și să iubesc familia, părinții, să nu uit niciodată de ei, de acolo de unde am pornit. Deci, cam asta. Și, Ela, ce contează cu adevărat în viață? Familia. Acum, după o despărțire atât de lungă, eu îmi dau seama, știi? Nu aveam nevoie absolut de nimic, doar să fie alături. Absolut. Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ceea ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!